Spălați-vă des pe mâini, dacă aveți unde. Când nu suntem acasă, pare o misiune imposibilă. Cel puțin în București, unde abia găsești o toaletă publică, iar în localuri accesul e interzis. O echipă Observator a făcut turul Bucureștiului în încercarea de a găsi soluții. Purtarea măștii de protecție și spălatul des al mâinilor rămân regulile de aur în lupta cu COVID-19, oriunde ne-am afla. O igienă corectă a mâinilor, știm deja, este cea mai puternică armă împotriva coronavirusului, numai că dacă suntem afară, de cele mai multe ori este o adevărată provocare să găsești un loc unde să poți să te speli pe mâini. În parcuri, toaletele ecologice sunt greu de găsit și multe nici nu funcționează. Ca să te poți spăla pe mâini, trebuie să umbli prin tot Bucureștiul. Voiam doar să vă întreb dacă ați găsit cumva să vă spălați pe mâini aici, dacă se poate. Da, se poate, da. Se poate spăla pe mâini, da? Perfect, mulțumesc. În zonele aglomerate, singura soluție este să ne încercăm norocul în baruri. Bine, mulțumesc. Există cumva vreo șansă să folosesc o toaletă? Nu am disponibilă, din păcate. Am continuat drumul din parcul Cismigiu și am ajuns în zona Universitate. Ca să vă dați seama de distanță, sunt aproximativ 600 de metri. Pe drum am încercat să intru în mai multe localuri pe care le-am găsit deschise, însă nu am fost primită decât în unul singur. Mi-a explicat un angajat al acelui restaurant că a fost o bunăvoință din partea lui. Folosești și o toaletă? Un spațiu public unde am putea să ne spălăm pe mâini este la metrou, cel puțin teoretic. În realitate, în puține stații găsim toalete, iar toate sunt focare de infecție. Toaleta de la metrou este funcțională, însă, din păcate, nu găsești acolo tot ce ar trebui pentru a te spăla corect pe mâini. Așa că nu ne rămâne altceva decât să continuăm căutările la suprafață. Mergând prin centrul vechi și întrebând din loc în loc unde aș putea să mă spăl pe mâini sau să intru la o toaletă, am aflat într-un final că există și toalete ecologice aici. O să încercăm să le găsim, pentru că nu sunt semnalizate. Toaletele ecologice aici. În dreapta aici. Am mers aproape 1 kilometru. Pe toată această distanță am găsit 2 toalete automate, pentru că acolo îți poți igieniza mâinile, iar în baruri nu am putut intra. A fost o altă provocare mare pentru noi să nu ne atingem fața cu mâinile murdare, pentru că am intrat în contact cu diferite lucruri în tot acest timp în care am făcut această filmare. La sfârșitul experimentului putem să spunem că cel mai bine ar fi întotdeauna să avem la noi șervețele dezinfectante, pentru că nu se știe cât de ușor veți găsi un loc unde să vă igienizați mâinile.